Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Biroul Federal de Investigații din Statele Unite ale Americii a inițiat o anchetă referitoare la furtul din sistemul bancar moldovenesc. A recunoscut-o chiar procurorul general interimar în plenul Parlamentului, chemat de deputați, să vorbească despre mersul investigațiilor. Eduard Carunjen a declarat că ancheta se desfășoară sub presiune politică, dar a evitat să dea nume. De asemenea, a refuzat să spună cine este beneficiarul final al atacurilor asupra băncilor din Republica Moldova. Guvernul Statelor Unite ale Americii are competență de a investiga pe întreg teritoriul globului pământesc, să spunem așa, toate tranzacțiile dubioase care se referă la valuta lor. Atunci când am făcut comisia rogatorie către FBI, am deschis multe informații și am adus multe informații către colegii din Statele Unite. Din aceste comisii, FBI s-a informat și a proces la investigații lor proprii. Investigații care vin să ajutoreze, să ajute executarea comisiei rogatorii, fiindcă ei au mai multe posibilități. Liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, este cel care a vorbit în repetate rânduri despre o anchetă deschisă de oamenii legii din SUA. Recent, la o emisiune televizată, liderul mișcării protestatare a menționat despre faptul că o structură de drept americană a început cercetările în acest caz. Iar reprezentanții justiției moldovenești nu avansează în investigații pentru că nu vor să fie scoase la iveală anumite adevăruri. De ce nu a reacționat procuratorul sau poliția? Cum vă pare? Pentru că nu are interes, pentru că dacă ar reacționa, dar măcar de ochii lumii. Toate căile ar duce la beneficiarul acestor crime. Și asta este Plahotniuc. Iar Plahotniuc în acest moment este și beneficiarul procuraturii sau este și cel care controlează procuratura. Lucrul deja se văd cu ochiul liber și cel mai important că toate aceste activități sunt documentate de cele două instituții din Statele Unite ale Americii la care eu am avut onoarea, dacă pot spune așa, de a face declarații. Dar puteți spune ce instituții au fost acestea? Multora le plac trei litere. Una dintre ele are în denumire trei litere, trei inițiale. FBI? Să mergem mai departe. Am făcut eforturi ca o investigație internațională să se producă în cazul furtului miliardului și a spălării celor 20 de miliarde de dolari. Am afirmat în spațiul public de mai multe ori că există o asemenea investigație în Statele Unite ale Americii. Nu am avut împuternicire să spun care sunt cele două instituții care investigează cazul. Iată că a făcut-o procurorul a servitului Plahotniuc. A fost nevoit să recunoască că FBI-ul are în vizor furtul miliardului și vă concretizez eu că are în vizor și spălarea celor 20 de miliarde de dolari. Ei au considerat că totul pe lumea asta se poate mușamaliza. Nu au luat un calcul că instituțiile internaționale de investigație și mai ales instituțiile americane au în atribuțiile lor examinarea unor asemenea fraude. Le recomand și lui Plahotniuc și finului său Candu să se pregătească, să-și usuce posmagii, că vine ziua când vor trebui să stea la pușcărie pentru furtul miliardului și pentru admiterea acelei spălătorii a mafiei rusești prin justiția moldovenească. Nici oligarhul Vladimir Plahotniuc și nici finul său de cununie, Andrian Candu, nu au răspuns la telefon pentru a comenta. Totodată, în plenul Parlamentului, procurorul general interimar a dat de înțeles că unii politicieni împiedică buna desfășurare a investigațiilor. Nu a spus însă cine ar face asta. Există foarte mulți factori, inclusiv politici, care au întreprins și în continuu să întreprindă foarte multe măsuri pentru a obstrucționa anchetele în desfășurare, deoarece îi vizează în cel mai direct mod. Mă refer aici inclusiv la unii din cei prezenți acum în sală. Carunjen a vorbit despre principalele grupuri de interes care ar fi comis infracțiuni de escrocherie și spălare de bani prin intermediul băncilor din Moldova. S-a referit la grupul Șor, grupul Filat și grupul Platon. Întrebat de deputați cine este totuși cel care a orchestrat frauda, procurorul general interimar a evitat să dea un răspuns clar. Vă spuneam în raportul meu că am împărțit sau am structurat fraudă bancară în mai multe grupe de interese. Aceste grupe au avut pârghii, au avut modele, forme de conducere a acestor trei bănci. Grupele au fost și organizatorii, grupele au fost și beneficiarii. Și fiecare a sustras pe perioada când a avut această posibilitate. Domnul Șor pentru asta și-a venit acolo pentru că să aibă acces la bani. Dar i s-a permis să vină acolo, fiindcă a fost favorizat de unii demnitari înalți de stat.
Menționăm că Ilan Șor este deținut în arest la domiciliu. Ceilalți demnitari și funcționari acuzați în dosarul fraudelor de la Banca de Economie au fost cercetați pe perioada examinării cauzei în arest preventiv. Fostul prim-ministru Vladimir Filat este condamnat la 9 ani de pușcărie, asta chiar dacă avocații săi spun că dosarul nu are nicio legătură cu așa zisul furt al miliardului. Dosarul omului de afaceri Vyacheslav Platon a fost expediat recent în instanță, iar forțele de ordine țin la distanță jurnaliștii și de multe ori încearcă să-i obstrucționeze inculpatului dreptul la replică. Atât Filat cât și Platon au declarat că în spatele schemei de fraudare a băncilor moldovenești stă oligarhul Vladimir Plahotniuc. Acesta nu a comentat acuzațiile. Discutăm despre acest subiect cu invitații mei din această seară, domnul Pavel Mitrigan, fost procuror, Victor Ciobanu, editorialist și Sergiu Tofilat, expert economic. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Întâi de toate aș vrea să vă întreb cât de mult va evolua ancheta în furtul miliardului. Acum că știm exact, în Statele Unite există o anchetă, a demarat o investigație cu privire la fostul miliardului din Republica Moldova. Sau, bine, cel puțin o să discutăm dacă e vorba doar despre cât din acești bani au fost tranzacționați prin intermediul dolarului SUA, pentru că acolo înțeleg deocamdată că au jurisdicție cei de la FBI. Domnule Ceban. Care anchetă vă referiți? Ancheta... Dacă e ancheta internă, poftim, ați ascultat discursul viitorului sau interimarului procuror și deja poate așa numitului procuror, putem să ajungem la concluzia de vigoare. Deci a vorbit tot ce vreți, toate poveștile astea le-am auzit anterior, și absolut nimic nou nu a spus, a spus grupuri de interese, politicieni, apropo, iarăși a făcut apropouri în sală față de parlamentari, ceea ce îmi pare în genere o chestie ieșită din fără comun. Ne amintim că... A venit educatorul la grădiniță. Păi asta exact a făcut-o predecesorul Gurin, care tot vinea în parlament și le făcea din deget aleșilor poporului și zicea că el are foarte multe informații referitor la ei. Deci este o metodă de a intimida deputații ca să nu pună întrebări incomode sau cumva să nu mai deschidă gura. Deci iarăși am auzit aceleași povești. Și pregătești și el să fie numit în funcție. Exact. Deci anterior tot așa s-a vorbit. Este grupul Gachkevich, grupul Șor. N-am aflat nimic nou. Mai nou a apărut Filat când deja trebuia cumva ancheta, sau nu ancheta, dar cel puțin demonstrația investigației să avanseze. Noi acum putem spune cu exactitate că există, sau cel puțin să vorbim pe două linii. Există o anchetă internă, deși nu avem un dosar generic, există vreo 174 sau 177 de dosare. Astea sunt date statistice, iarăși 177, ce fel de dosare. Și vedem că de fiecare dată, iată, procuratura ne spune povești, vedem cât de repede este preluată tema de ceilalți participanți, începând cu Banca Națională, am văzut comentariile, marele succes al returnării miliardului se cifrează la 833 de milioane, care la Candu deja s-a transformat în circa un miliard, iată aproape un miliard. Da, asta nu ține și din care absolut, iată aici am vrut încă o dată să accentuez acest fapt. Deci asta nu are nimic cu banii plecați în offshore-uri și scoși de Banca Națională și via aceste trei bănci plecat peste hotare. Ăștia sunt bani returnați din falimentul acestor trei bănci. Vânzarea activelor, poate ceva din credite să mai întors, deci returnarea activelor. Aș vrea un răspuns la întrebarea cu cele două jurisdicții în care există un dosar. Da, ca să închei gândul. Și este altă anchetă de care noi vorbeam mai mult cu subînțelesuri, ziceam că este organizații care tot din trei litere și foarte asemănătoare cu FMI, doar cu litere se deosebește. Iată, acum am primit deja confirmări și din partea procurorului. Asta cred că a fost unica informație care ne ajută la ceva.
El a spus, într-adevăr, Guvernul Statelor Unite investigează acest caz. Se mișcă... Deci, din moment ce în Statele Unite acest caz se investigează, vă asigur că procedurile acolo tot timpul se duc până la bun sfârșit și să ne amintim, nu ne mai rămâne doar un singur pas. Iată, am sugerat în alt studio, președintele nou ales trebuie să se adreseze Guvernului Statelor Unite ca acest caz să fie pus pe rol. Exact așa s-a întâmplat în cazul Nigeriei, pentru că dosarul s-a rezolvat în Washington DC și acuzator a fost viceprocurorul general al Statelor Unite. O singură diferență e că în primul caz exista o dorință și o voință politică internă. Exact. O adresare către statele. Acum, trebuie să ne demonstreze acum. Da. Întrebarea mea e totuși, noi avem o procedură internă, avem un dosar sau mai multe dosărele și există o anchetă, sau asta ne spune, ni se spune că există o anchetă. Și Statele Unite au o anchetă. Cât de mult ne ajută pe noi moldovenii, știm că există o anchetă în SUA, să avem certitudinea că cei de pe loc vor merge până la capăt și nu se vor putea da, sau nu vor deraia foarte mult de la mersul anchetei. Deci putem avea această certitudine. Nu se lucrează nici la FBI, nici la noi. Și trebuie să cunoaștem un pic structura FBI. Indiferent ce se întâmplă la noi, FBI este o structură care știe totul în toată lumea. Că le atrage interesele sau nu, aceasta este esența la această organizație foarte solidă și foarte competentă. Chiar și dacă interesele Statelor Unite nu sunt cumva afectate, ei colectează această informație, o prelucrează ca să fie la curent ce se întâmplă în oricare stat. Vreau să faceți și o precizare, pentru că ați vorbit despre faptul că SUA, în interesele Statelor Unite ale Americii, nu au fost afectate. Atunci, de ce FMI-ul ar fi anchetat sau ar fi pornit o anchetă paralelă? De unde știți că are anchetă paralelă? De unde știți? De unde e voie o repeta? Deja procurorul... Să analizăm. Un minut. Hoffman, de la alți oameni care au fost și în Statele Unite și au depus. Dacă vreți să ascultați povești, ascultați-le. Uitați-vă, dați să revenim la contextul acestor audieri în Parlament. De ce au fost făcute acum și care e contextul sau efectul? Prima, astăzi domnul Filip este unde? La Bruxelles. Ce spune? Noi lucrăm pe toate direcțiile, inclusiv facem ordinea în sectorul financiar bancar. E plus? E plus. Pentru cine? Pentru guvernare. Doi, iată că s-au terminat alegerile. Însă punctul cel mai vulnerabil pentru cetățeni totuși rămâne miliardul. Ce zice guvernarea? Oameni buni, noi lucrăm, noi am chemat pe ăștia în Parlament, noi ținem la control, noi am să ducem până la capăt, așa că luați și plătiți liniștit că noi lucrăm. Când s-a terminat, s-a vedea. Trei. Iată că a apărut Renato Usatăi. A reapărut. Cu ce mesaj? Fiindcă acum știți cum e, s-au mai liniștit unii. Pe Renato Usatăi n-a aranjat să stăie la Moscova așa pur și simplu în liniște, fiindcă el dispare de pe scena politică. Iată că el revine la vechii lui parteneri, domnul Dodon și Andrei Năstasă, ca să împrospeteze iarăși elanul protestatar și care ținta? Iarăși miliardul. Da? Asta e cel mai sensibil moment, iarăși cu miliardul. Guvernarea ce face? Nu, băieți, nu trebuie, noi lucrăm, n-are rost acum iarăși aceste manifestații, iară, noi ne trebuie liniște, fiindcă iată ne dă banii europeni. Iată, sunt câteva momente care, și ultimul, cine a solicitat aceste audieri în Parlament? Chipurile opoziția. Poftim, noi suntem deschiși cu opoziția, am mers la întâmpinare, noi toți trebuie, domnilor, să lucrăm împreună, ca noi să mergem mai departe. Noi nu avem mai moia când îmbla numai cu meeting-uri și așa mai departe. Iată care este contextul. Acum pe FBI. De ce domnul Hărunge zice oameni mândi, iată și ei chipurile. Deci departamentul de stat, nici nu procurorul interimar, dar departamentul de stat nici nu a confirmat,
nici nu a infirmat. Asta ce înseamnă? Este și normal. Ei se ocupă liniștit cu chestia lor, orică declară, orică nu declară. Mai devreme ați spus că nu mai face BIA-ul nimic. Însă, dacă într-adevăr era o așa numită anchetă paralelă, deja veneau câțiva specialiști de la FBI în Moldova, erau la Procuratura Generală, erau la CNA care răsfoiau materialele, fiindcă ei ce materiale au? Au sursele lor informații, Goffman, nu știu care, și așa mai departe, tranzacțiile, dar depozițiile... Domnule Mișu, vorbim totuși despre FBI ca o structură a Statelor Unite ale Americii, dar care are anumite competențe și există și unele direcții în care nu are anumite competențe. Acum, dacă e să vorbim despre tranzacțiile în care era implicat sau tranzacțiile făcute în dolari și care au fost suspecte, atunci unde se caute? La CNA sau se caute prin offshore-uri, prin conturile, prin jurisdicțiile unde au ajuns acești bani? Atât o să implice FBI-ul cât o să fie în interesele Statelor Unite ale Americii. Voi nu credeți că dacă ceva e deodată. Și ultima. Domnul Plăhătniuc, domnul Cand, domnul Filipuni au fost tăți unul câte unul, nu în Statele Unite. Amuia ce? Să dea indicații să-i aresteze pe ăștia care au fost nu de mult. Dați-mi voie o mică precizare. Da. Va fi doar o secundă. Da. Eu nu sunt de acord că nu este dosar. Statele Unite nu sunt... Eu am zis investigații poate să fie. Exact. Da. Exact. Ca un mic detaliu, vreau să spun că șeful serviciului de inteligență Statelor Unite conduce vreo 37, îmi pare că, de organizații, în care intră, apropo, și inteligența financiară, deci care este probabil încă mai interesantă decât FBI-ul în cazul de față. Deci parcursul, traseul, ele acolo se stochează și în Statele Unite nu se întâmplă chestii de genul că informațiile dispar așa cum un automobil undeva pleacă și au ars ceva acolo documente. Deci acolo ele se stochează. Deci cum era eroul romanului cel Alexandru Ivanович Корейко, mapa aceea crește. În momentul când ea va trebui de undeva scoasă, atunci va fi pusă pe rol. Da, cu siguranță. Iată, asta e la momentul. Da, de acord, Există și o... Da, și OPCOM-ul vreau să vă zic că se schimbă acum. Este un parcurs de schimbare. De cei care dumneavoastră ați spus că au fost în Statele Unite, au fost deja la cei precedenți, la administrația precedentă. Așa rapid și brusc nu se schimbă în Statele Unite. O să vedem. După anul nou o să vedem. Da. Cu timpul investigația din Statele Unite, ca să rămânem pe aceeași linie. Investigația din Statele Unite, dacă nu vorbim despre un dosar, deocamdată poate nu este formalizat într-un dosar, dar dacă există o investigație, întrebarea rămâne aceeași. Va ajuta, ne va ajuta pe noi, cetățenii din Republica Moldova, să sperăm sau să știm că n-o să poată deraia ai noștri pe ancheta internă de la investigare și până la urmă finalizarea acestei anchete. Deși este foarte complexă și cu foarte mulți participanți. Nu, eu cred că trebuie de delimitat ancheta noastră internă de cea desfășurată de Statele Unite. Altfel, investigația din SUA pune presiune pe investigația din Republica Moldova? Nu cred. Deci, după părerea mea, în opinia mea subiectivă, Statele Unite vor începe a folosi materialele care le-au acumulat, dar ei cu siguranță știu cine-i beneficiarul, fără doar și poate. Ei le vor... Stoca? Da, le acumuleze, dar le vor activa, adică vor începe să rețină beneficiarii atunci când le va fi convenabil. Acum, pentru dânsii, este riscant să facă lucrul ăsta, pentru că în eventualitatea unor alegeri anticipate, nu există o alternativă politică viabilă, un grup de experți, de specialiști care ar fi capabili să... Înlocuiască. Să înlocuiască, dar să... Nu știu. Să guverneze această țară. Ar fi un compromis prea mare. Vorbim aici despre... Dar Statele Unite întotdeauna, din istoria ultimul deceniu, în permanență, așa au... Au acționat foarte cinic și pragmatic. Dar și cu regimurile totalitare n-au coordonat multe chestii în ultimii timp chiar?
Deci hai mai pe parcă vorbim. Ei acceptă scrâșnind din dinți să discute cu Plahotniuc și așa numiții politicieni de-a lui, numai din motivul ca să nu acceadă la putere partidele care au orientare declarativ pro-rusă. Asta e pentru dânsii e riscul cel mai mare. Ei asta nu vor să admită. Las fi Plahotniuc aici, ia, dar cât de cât se menține direcția de integrare europeană și nu merge Moldova, nu se culcă totalmente sub Federația Rusă. Asta este pentru dânsii important. De ajuns. Absolut, da. În momentul în care va veni o alternativă politică și ea va veni, mai devreme sau mai târziu o să fie, peste jumătate de an, peste un an, peste doi, ea va veni, atunci apare sfârșitul lui Plahotniuc. Îi primi eu să-l rețin. Cu toate materialele. Lor le, bun, pentru FBI va fi important să vină aici ca să găsească cine au fost executorii. Da? Cine a venit, cine a constituit acele companii prin care s-au scos banii din bănci, cine a semnat dispoziții de plată, contracte fictive și așa mai departe. Dar beneficiarii, credeți-mă, ei cu siguranță știu. Deci unde au plecat banii și unde se află, ei cu certitudine știu. Și cine au participat, nu e greu să tipărești legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor sau regulamentul despre activitatea băncilor în domeniul prevenirii tranzacțiilor suspecte, ca să-ți dai seama cine este responsabil de această fraudă. Săptămâna aceasta la Chișinău va avea loc o întâlnire între reprezentanții Kroll pentru a-i identifica, da, apropo, metodele de recărare. Apropo, dacă îmi permiteți o mică precizare referitor la prestația așa numitului procuror general între mari în Parlament. Eu am rămas, și eu și prietenii mei care urmăream, am rămas, nu știu, profund impresionați, în sensul negativ, de nivelul de pregătire acestui om, de vocabularul pe care îl are el. Eu nu știu, parcă toată viața lui a fost undeva pe deal și a păscut oile. Ăsta nu-i procuror general, ăsta e, pentru mine, e o rușine. Să ajungă așa personaj în fruntea procuratorii generale, eu cred că nu știu ce nivel, cât de jos nivel trebuie să avem noi. Vom avea și un președinte care va trebui să... Și, da, sunt niște lucruri care, pe urmă, o să revenim la ele, pentru că să spui tu că, iată, cineva l-a favorizat ușor să vină la banc, ok. Domnule procuror general interimar, păi, dacă să admitem, doar pentru o secundă să admitem că, iată, numai Șor era rău intenționat, dar Banca Națională, CNA și Procuratura sunt structuri care lucrează, păi Șor nu putea să fure un leuț fără să aibă protecția la BNM, la CNA și la Procuratură. Cine numește persoanele din conducerea acestor instituții? BNM-ul și Procuratura numeau Parlamentul, CNA-ul era numit de Guvern, care tot e numit de Parlament. Cine deținea majoritatea parlamentară? Harunge. Dar cine stau în spatele acestor partide? Putea urma ridicarea imunității unor parlamentari. Aici e răspunsul la întrebare cine sunt beneficiarii. Cine stăteau în spatele partidelor din Parlament care au ales aceste persoane și controlau? Sunt în Parlament? Ok, cei care controlează partidele din Parlament. Bun, a rămas unul care mai stă la guvernare. Iarăși este o aluzie și eu nu exclud chiar va fi ridicată imunitatea, dar iarăși în mod selectiv, exact așa ce ne-a povestit și Hărungen în această chestie. Uitați-vă, în general, când a apărut toată istoria miliardului, mai întâi scenariul guvernării era să se reducă tot la un personaj. Filat este cel care a cumpărat tot miliardul, deci el este arestat direct în Parlament. Am văzut prestația interiorului, care tot așa e și le zicea că mai are informații de ceilalți. După care s-a văzut că nu merge chestia asta. Am văzut că 250 de milioane din compunere în Cetișor s-au transformat în 40, că în judecată să ajung în 23. Și n-aveau nimic iarăși cu miliardul, ci era o parte era mită, da, și cealaltă e trafic de influență, da, printr-un credit fraudulos, ceva de genul ăsta. Nu merge. Mai departe a urmat deci toată afacerea asta cu chipurile cu arestarea. Nu, întâi Șor a apărut. Da, Șor, da. Cu arestul, pe urmă, tot ce asta. După aia iar n-a mers. A apărut Platon, care a fost conectat încoace, exact conform acelui procedeu. Deci acum se va face tot ca să se reducă deja la aceste personaje, toată frauda. Pe când orice specialist, inclusiv toți care s-au pronunțat și chiar același Platon arestat, a spus că zeci de persoane sunt implicate.
A dat lista Sagaidac, care a lucrat în sistemul bancar. Liste absolut pertinente. Ce faci prima când investighezi? Ea e conducerea băncilor care a fost implicată. Consiliile, cele de creditori și așa mai departe. Bun, ca să nu mai vorbesc că prima persoană care trebuia interogată era până la urmă Drăguțanu. Care a pastat cu ochii pe toată tranzacția și a plecat cu... Dați-i pașii lui Mihai Ghimbu, vă rog eu frumos. Pentru că s-a spus de multe ori că Drăguțanu este protejatul lui Mihai Ghimbu. Acum Ghimbu îi cere lui Harojan să o atragă la răspundere pe Drăguțanu în cazul în care acesta este implicat în furtul miliardului. Drăguțanu trebuie reținut în prima zi. Eu cred că noi nu trebuie să... Și noi nu trebuie să comentăm aberațiile politicianului defunct deja Mihai Ghimbu, pentru că el o să inventeze tot ce vreți, dar noi chiar, dacă vrem să facem analize sau să ne preocupăm de subiect... Drăguțanu nu are o implicare, am vorbit de multe Ghimbu ori a vorbit acest... orice de când noi puțin interesează afilierea sau rudenia lui Drăguțanu cu nu știu cine. Nu vorbim de implicarea lui. Vorbim, mă întreb, de ce acum Ghimbu a schimbat macazul? Ghimbu își caută dividende politice, asta e clar. Spune că nu-i Drăguțanu neamul meu sau nu e o vinovat de ce aici s-a întâmplat. Asta ce vrea Ghimbu. El vrea să spere de acest păcat, că nu el l-a promovat pe Drăguțanu. Bun, aici e o chestie. Un minut, eu consider că astfel de audieri nu dau nimic. Nu dau nimic și nu vor da. Deci, după părerea mea, este practica altor state. Deci, urmează să fie în Comisia de Securitate a Parlamentului, cu ușile închise, cu specialiștii care cunosc și procedura, cunosc jurisprudența, și toți ăștia să vorbească la concret. Fiindcă când stă în plenul Parlamentului, cu camere, nu o să vorbească nimeni nimic. Nu o să asta vorbească nici de cu ușile închise, domnule Drăgan. Eu vă asemenea că o să vorbească. Și în Parlament ședință cu ușile închise. Nu o să vorbească. Pe Banca de Economii. Și unde a ajuns astăzi Banca de Economii? Furată și lichidată până la urmă. Uitați opinia mea, da? Opinia mea. Deci Harunjan a divizat în mai multe grupări. Primă, Gachkevich, Șor și așa mai departe. Acum, din ce an e istoria lui Șor? A lui Gachkevich? 2012. 2012. Da. Acum, în afară de Procurorul General, trebuia să fie președintele Curții Supreme de Justiție. Dacă spune că atunci, până la furtul miliardului, deja erau vreo 90 de dosare, păi unde sunt aceste dosare? Exact. Fiindcă, dacă vă uitați la cifre, chipurile noi, procuratura le-a remis în instanța de judecată. Păi de ce dosarul Caravita s-a terminat în 3-4 luni cu o viteză cosmetică? Au și uitat de dânsul. Cosmică, da. Da? Cosmică. De ce aceste dosare din acești ani, inclusiv și domnul Gachkevich, care stau încă liniștit, nici prima instanță n-au trecut? Deci trebuia să fie foarte clar ca un specialist la alt specialist. Domnilor, pe ce dată dosarul cutare a nimerit în instanța de judecată? Câte ședințe? De ce nu se examinează? Doi, cu dosarul chiar Caravita. Da, asta nu e întrebare la Harunjan. Nu, eu am spus cine trebuie să stăie. Președintele Curții Supreme. Numai asta ce am spus. Da. Păi numai ce am spus. Doi, Caravita. Dar cât prejudiciu a fost încasat de la... 2,8. Doi? De tot? Da. Nu, asta era pe dosar. Păi asta și zic cât a fost imputat și cât a fost restituit statului. Aproape nimic. Exact. Trei. Eu astăzi am trecut așa cu ochii repede raportul din 15 martie a Parlamentului 2015, care a fost această investigație, unde erau vreo 30 de companii care au luat credite sau recreditat, inclusiv companii de stat. Păi ce cu companiile astea? No, nu ne trebuie FBI pentru astea. Ce nu ne trebuie FBI pentru astea? Păi, aici e și problema. Mihail Goffman, fostul angajat de la CNA, a făcut și o scrisoare deschisă către UE, către țările UE, cărora le-a cerut să se implice.
a scris cu lux de amănunte. Păi stați că Goffman nu are nicio funcție în stat. Acum și Goffman nu este Goffman. Deci, partenerii străini, iarăși, că nu dă bani, chiar într-adevăr nu trebuie să dai bani, până ce nu se mișcă, fiindcă nu se mișcă. Este un sabotaj. Și un sabotaj din două părți. Prima, într-adevăr sunt mulți care stau în sala Parlamentului și au direct sau indirect, inclusiv și cu furtul miliardului. Da? De ce așa ușor au votat ca să treacă datoria pe contul? Pe contul. De ce? Au votat foarte grijuliu, da? Băi băieți, noi mâine, păi mâine plecăm și rămâne datorie. Iată care este miezul. Nu se vrea. Dar, domnule Mitrican, noi vorbeam acum, deci în iulie, vorbeam despre faptul că Plahotniuc nu vrea nici în ruptul capului o anchetă internațională în platoul de la ora expertizei. Astăzi vedem că există o investigație internațională. Să înțelegem ce? Că totuși există speranțe că vom afla și vor fi trași la răspundere toți cei implicați în jaful secolului. Domnul Mișu, să știți că în afară de FBI mai sunt și alte servicii secrete din alte state, din Marea Britanie și alții, care investigează chestia asta. S-au dus banii unde? În zonele offshore. Ei, pentru însăși, pentru sine, fac toți aceste investigații. Și în Federația Rusă, vreau să vă spun că unele sume de bani acolo s-au dus și unele garanții au dat 4 sau 5 bănci, este în raportul Comisiei Parlamentare din Federația Rusă. O lună dădeau banii încoace, pe urmă se duceau înapoi și tot așa. În aceeași zi. Deci, iată care e chestia. Mulți au profitat, inclusiv și din Europa. Să nu credeți că în Europa așa de belie și pușistă, cum se zice, și nu profită de aceste scheme. Și încă și cum profită. Dacă există Uniunea Europeană, va fi mai simplu ce se întâmplă cu banii care au ajuns în Federația Rusă. Au fost implicate două bănci, asta cunoaștem de la acele audieri de vineri, au fost implicate două bănci din Federația Rusă, pe care nu le știm deocamdată. Bine, nu și, au, și e scris în extrasul ăsta din raport. Da, este, 200 de milioane s-au dus încolo. Eu cred că asta a fost deja comisionul sau OTCAT-ul sau ce din toată operațiunea asta și banii ăștia putem să-i considerăm pierduți deja. Deci ăștia cu siguranță nu se vor întoarce. Ceilalți, ceea ce spunea domnul Mitrigan, aici îl susțin pentru că serviciile secrete tot timpul se ocupă de monitorizarea acestor transferuri, mai ales în zonele offshore, pentru că ei urmăresc finanțarea terorismului la nivel internațional. Și ei au grijă ca să fie la curent ca, ce ca se mișcă. Ca să fie. Să acumuleze deci, materialele. În această logică, deci cu siguranță traseul banilor tot este urmărit. Problema este, iarăși revenim la ce, când se va întâmpla acest lucru. Deci ancheta noastră se va trezi doar atunci când, cum a spus și colegul Tofilat, că deja se va pune pe rol ancheta internațională atunci când cineva va fi arestat pe un aeroport în afara țării și așa mai departe. Deci atunci cu siguranță se va trezi și femeia noastră și atunci se vor mișca ca să arate cât deci atunci când piramida va fi distrusă deja. Apropo, domnul Cioban a făcut așa un rezumat la ce s-a întâmplat până acum, cu reținere întâi lui Filat, pe urmă lui Șor, pe urmă lui Platon. Și aici e o chestie interesantă. Întâi apar, se vehiculează în presă anumite sume, că s-au furat 250 de milioane, pe urmă ele scad. Bun, până la urmă noi vedem care este finalitatea și noi știm cu aritmetica stăm, slavă Domnului, foarte bine. Bine, dar iată domnul Mitrigan să spună. Deci s-a invocat 250 de milioane. Banii ce? Eu înțeleg așa, când... Corect, când este, asta, sau asta este vreau flagrant... Să domnul Victor, asta și vreau să ajung. Pentru că, ok, l-a reținut-o pe Filat... Nimic. Ai, stop. L-a reținut-o pe Filat sau pe Șor. Uh-huh. Ai demonstrat că el a furat, ai probat, da? Că el a furat 30 de milioane de dolari. Unde-s banii ce? Care active au fost reținute? Cât s-au recuperat din banii ăștia? Ok, lasă nu fi 250, n-ai putut să-i probezi, ai probat 30 de milioane. Unde sunt acești bani? Asta pe noi ne interesează. Lasă-l și el să stai la închisoare.
Pe noi ne interesează ca banii să fie recuperați și întorși înapoi, să fie închis creditul acordat de Banca Națională. Asta nu este. Asta lipsește. Și de asta se încearcă... Eu aș avea o întrebare. Bine, noi avem astăzi recuperați 41 de milioane de dolari. Nu-i corect să spunem că au fost recuperați. A fost rambursată suma de 800 și ceva de milioane de lei către Ministerul Finanțelor din contul la ce? Din contul la vânzarea clădirilor care erau la gazul, la bănci. Automobile, ce au mai da, fost mașini, acolo. Mașini, mobile, tehnică de calcul. Mai sunt credite la companii normale care lunar plătesc ratele la credit conform contractului de credit și se acumulează o sumă anumită și ea se transferă la Ministerul Finanțelor. Deci nu s-a întors niciun bănuț din miliardul care a fost furat. Se lichidează ce a mai rămas din acești bănci. Deci două lucruri total diferite. Procedura de falimentare și lichidare. Da, procedura de lichidare a băncilor. Despre asta vorbim. Nu s-au întors 800 de milioane de bani furați. Nu. Atunci, în cazul ăsta, dacă noi nu aveam niciun ban întors din miliardul care a ieșit peste hotarele Republicii Moldova, este curios sau nu ar fi curios să aflăm și să fie făcut public raportul Kroll 2? Cu înțeleg că el există. Cu siguranță, da. Ar fi interesant. Bun, pentru mine, cel puțin imagine, este destul de clară. Deci am să revin un pic scopul sau ținta acestei grupări de oameni rău intenționați a fost rezervele strategice, rezervele băncii naționale. Asta a fost ideea lor, să fure banii de acolo. Deci, ca să facă lucrul ăsta, evident că trebuiau să devalizeze băncile, să fure banii din aceste bănci, ca ulterior să fie returnați, creditați de Banca Națională. Deci o bancă... Care a doua oară s-a spus. Nu s-a spus a doua oară. Ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă o bancă. S-a vorbit despre faptul încă inițial. Despre faptul că raportul Kroll 2 va fi unul mult mai amplu, cu nume și cu jurisdicțiile unde au ajuns acești bani și inclusiv cu instrumentele și capacitățile de recuperare. Noi o să vedem doar executorii, persoanele care stau în spatele lor și au dirijat. Nu o să vedem niciun raport, nici Kroll 2, nici Kroll 3. Pentru că lucrul ăsta să se întâmple, el este undeva pe poliță, nu știu, la BNM, la procuratură, noi nu-l vedem, au fost niște note informative publicate de Banca Națională. Unde sunt rapoartele acestea, noi nu le vedem. Dar eu încă o dată vă spun, beneficiarii care dețin miliardul furat, ei nu o să fie regăsiți în acest raport, nici în Kroll 2, nici în Kroll 3, pentru că ei n-au semnat nimic. Acolo o să vedem un Petrov, Ivanov, Sidorov, care s-a dus și a dus documentele la bancă, a semnat dispoziția de plată și contractul conform căruia banii au plecat, dar ca să afle cine e beneficiarul, pe acest personaj trebuie să-l duci la procuratură, să-l pui să recunoască, să facă mărturic, pe mine m-a impus cu tare sau cu tare. Și atunci tu poți să obții probe și să-l reții deci, beneficiarul efectiv. Și încă unul care i-a scos în cash și mai mult ca care atât. O să dispară și... Mai mult ca atât. Deci ca să putem noi face recuperarea banilor, trebuie să fie o decizie instanței de judecată, ca noi să obligăm Cipru sau altă zonă offshore să transfere înapoi banii în Moldova. Fără decizie instanței de judecată. Nici 100 de croli nu o să ne ajute. Lasă-mă convingă pe mine cineva că crol are în puternicire să facă recuperarea banilor. Păi bine, deci, noi cunoaștem că deja în această etapă Kroll nu acționează singură, dar împreună cu Stepton Johnson. Okay. Care are clauză în bază la acest document. Nu știu. Domnișu, asta e important. Uitați-vă care e soluția, fiindcă noi nu suntem noi primii pe pământ. Parlamentul trebuie să creeze o grupă de anchetă aparte, nu sub conducerea procurorului general, dar sub conducere directă a Parlamentului. Fiindcă atât timp cât procurorul general o să conducă toate aceste operații, mai departe. Credere în Parlamentul de astăzi? Asta nu se schimbe nimic. Mai departe. Uitați-o, procurorul deja a spus, fiți atenți comisiile voastre, că noi avem... Mai departe. Noi știm despre toți că în această grupă, cu consens, cu partenerii străini, să includ câțiva experți din România, din Europa, împreună, o grupă de anchetă internațională, nu numai a noștri. Fiindcă a noștri scrie asta, nu scrie asta, arată-l pe cela, n-a arătat pe cela. Deci să fie acest consens, 10-12 persoane este de ajuns, inclusiv și cu FBI 2-3. Deci ei procesual nu au dreptul, dar ca experți,
Da? Și atât această grupă, inclusiv de analiză, cum au menționat colegii, pentru dânșii, ca specialiști, este mult mai simplu și o să fie posibil de acumulat această informație din diferite surse, ca să nu fie influențați. Fiindcă... Nu credeți că am fi avut o astfel de comisie comună, dacă, de exemplu, Nicolae Timofti accepta ajutorul ambasadorului Statelor Unite ale Americii, care a fost dispus și a făcut-o public și s-a arătat dispus să ajute Republica Moldova, doar că trebuie să existe o invitație oficială. Ați văzut invitația oficială? Absolut. Ați văzut, a fost o ofertă așa, lejeră. În timp ce însăși președintele puteți zic, domnilor, ajutați-ne. Avem exemplu Mozambic sau cine? Nigeria, da. Domnul ambasador, transmiteți, vă rog, cumva, la Departamentul de Stat, că avem necesară ca noi, toți aștept să-i punem la dobală, ca mai mult nimeni în istoria Republicii Moldova să nu mai întindă mâna în buzunar. Păi asta era normal. Noi vorbim ce dacă se vroia. Dacă se vroia. Bun, haideți să luăm un lucru simplu. Cine dintre voi... În altă modalitate, această crimă a secolului nu va fi descoperită. Dacă vrem să distrugem un proces, haideți să creăm comisii parlamentare speciale. Deci nu, asta nu se acceptă în niciun fel. Foarte simplu. Cine dintre voi a fost la bancă să ia credit? Te duci la inspectorul de credite, el ia documentele, perfectează raport și îl duce la comitetul de credite. Unde stau președintele, vicepreședinții băncii. Dacă suma creditului e mai mare, hotărârea comitetului de credite se aprobă la Consiliul Băncii. Persoanele este trebuie reținute. 1. 2. Angajați din secțiile de credite, unde au venit aceste firme ca să ia credit. Ei cunosc foarte bine ce se întâmplă acolo. 3. Banca, înainte de a deschide cont, de a face tranzacții cu companie, ea trebuie să verifice, să ia documentele, să vadă cine este beneficiarul final. Vine cineva și completează. Ascultați, vă rog, până la capăt. Firma când vine să ia credit, atunci documentele de construire. Așa trebuie să fie. Cine-s fondatori? Asta trebuia persoanele să fie, dar n-a tot fost. O clipă. Și treaba are comisia asta parlamentară să îmblă ea și să, ce acces are ea la aceste documente? Ele au fost distruse. Vă explic. Deci nu puteți crea 10 comisii și ele nu o să facă niciun efect. Ascultați și altă opinie, dacă vreți. Procuratura generală este sub controlul unor persoane. Și ați fac Procuratura generală ce spune, da? Da. 2. Procuratura generală este sub controlul parlamentului. Noi suntem o republică parlamentară. Însă în Parlament trebuie să se revină la această chestie. Voi credeți că cazul Clinton, dacă nu era sub controlul Senatului, pusă un judecător asupra anchetei, mai era descoperit sau în alte state, dacă nu era această formă care eu vorbesc? Să lăsăm justiția din Statele Unite ale Americii. Numai așa, o comisie specială cu alți experți străini, pe ceea nu-i poți apăsa dintr-un birou sau dintr-un club de noapte. Spune-mi de la caietul de sarcini. Ce trebuie să facă această comisie? Care este... obiectivele acestei comisii? Să discute cu procurorul? Să investigheze și aceea să-i ajute. Cum? Concret, ce să investigheze? Să discute cu procurorul sau să meargă ei la bănci și să ridice documentele? Actele de constituire pe firmele care au luat credite? Cine erau persoanele responsabile din bancă? Consiliul băncii, cine, conducerea băncii, secție prevenire și combatere. Ce să facă ei? Concret? Să termine în dosar, să-l trimit în judecată. Ea ca ce trebuie cine? Să facă? Comisia? Nu, membrii procurorul. Comisii? Noi vorbim de comisie. Dumneavoastră ați propus să facem o comisie specială, parlamentară. Cu ce se ocupă comisia asta? Eu repet încă o dată. Din procurori care nu sunt în subordinea procurorului general, dar procurori speciali, numai pe cazul ăsta. Pentru ce nu avem procurorul general? Noi trebuie să spunem un procuror integru, nu scriem altă procuratură pe lângă procuratura generală. Puneți-l. Încercați să spuneți un procuror integru. Încercați. Păi, și cum să nu creăm noi altă procuratură? Eu vă spun experiența altor state. 28 noiembrie, deci peste două zile, poi mâine, suntem la exact 2 ani de la acele zile. Ultimile tranzacții. Ultimile, nu momentul, dar ultimile tranzacții. Așa. Da. Timp de 2 ani de zile, credeți că cei de la procuratură nu au chiar și rezumatul pentru cei cărora nu le place să citească? Cine sunt implicați cu nume și prenume, ierarhie și statistică, etc., etc.? 2 ani au trecut.
Mai este nevoie astăzi de o comisie sau este nevoie de astăzi de... Nu, domnul Medvedean s-a referit la faptul că trebuie din cadrul procurorilor să selectăm niște procurori integri și onești. Nu, hai, cum era, de exemplu, o grupă de anchetă specială, da, din domeniul economic, exact, care cunosc materia, plus experți, să-i separăm, care se cheme Parlamentul o dată în două săptămâni la Comisia pentru Securitate, care știu, iată, eu dacă aș discuta, domn procuror, și cu dosarul și Ian, firma asta, directorul, contabilul șef, e înaintat învinuirea, da, în judecată. Firma cu tare, o luat, o întors, gajare, urmărit trebuie unii lichidatorul. Și tot așa pe fiecare, asta o face comisia. În plenul Parlamentului, asta este imposibil să o facă. Dar specialist cu specialist... Da. Sunt alte în plenul... Mijloace, da. Da, interesantă propunerea de creat anume din procurori să creezi o echipă aparte care anume să fie specializată pe chestiunea asta. Mai mult ca atât. Asta este valabilă. Lucrul ăsta a fost făcut, de exemplu, în Peru, când a fost arestat președintele Jorge. Mai multe state au fost, da. Exact. Și au nevoie și de protecție și de susținerea instituțiilor internaționale. Și iese de sub tutela procurorului general. Asta e important. Asta e important. Să aibă împuternicire aparte. Dar asta trebuie să fie voința Parlamentului pentru lucrul ăsta. Mai avem puțin timp la dispoziție. Eu revin la prima întrebare din această seară. Noi avem moldovenii, noi cetățenii Republicii Moldova, care vor resimți în următorii 25 de ani această povară. Avem astăzi un pic mai multă speranță, având în vedere că există și o investigație în Statele Unite, că ea va pune presiune pe investigațiile de aici. Și vom afla până la urmă cine sunt, cu toate numele, cu virgulă, cu tot și cu punct. Plus și că vor fi trași la răspundere. Sau nu avem această speranță astăzi? Noi, la această etapă, când știm că există cu certitudine o investigație și în SUA. Noi avem această speranță, ba mai mult, iată, vorbim iarăși de cele 800 de milioane care ne raportează din vânzarea de active. Eu am scris, îmi pare că vreun an în urmă, un material în care am luat doar din presă cei mai mari creditori care sunt cunoscuți, începând de la Valex Schimb cu 800 de milioane, Tomailă cu 500 și tot așa. Și am adunat așa, doar din presă, făcând așa un pe Google. Deci vreo 3 miliarde am adunat. Iată poftim. Deci ce-i cu dosarele astea? Unde s-au mișcat ele? Acolo probabil gajurile au fost supraevaluate și dacă vin ce era pus în gajuri acolo, dacă întorci vreo 10-20% și asta, după toate procesele de judecată, mulți dintre ei au intrat în insolvabilitate, deci asta e de lungă durată, okay. Dar cu asta trebuie de ocupat. Dar cu asta trebuie de ocupat. Confiscarea averii personale. Corect. Da. Confiscarea extinsă și așa mai departe. Deci, și am să revin încă o dată, zic că ancheta pe interior este una selectivă. Ceea ce a spus dumneavoastră că au rezumat pentru fiecare cu punct și virgulă nu e adevărat, pentru că ei din start au primit comanda politică să sape într-o singură direcție. Sau cum este bancul ăsta în rusă, procurorul a spus că надо копать так, чтобы не выйти на самих себя. Да, да, да. Deci asta e foarte important. Deci acolo o mare parte de investigație nu, în genere nici n-a fost pornită. Dar cu timpul când se va apropia și ceasul investigației externe, este foarte important că s-a pornit. Da, s-a pornit selectiv dintr-o parte, din altă, dar oricum, odată pornită procedură, ea nu mai poate fi oprită. Câteva secunde. Se poate, dar trebuie undeva condiții. Deci altă guvernare, alt procuror general, deci următorul parlament să suspinde această lege ca poporul să întoarcă. Zic, oameni buni, exact. Iată, ăștia sunt vii din contul lor până la ultimul bănuț. Și atunci, cu ajutorul partenerilor străini, poate se va mișca. Nu toți banii, dar o bună parte poate că da. Bun. Cu această lege, deci pentru cetățeni să fie clar că nu o să primim lunar factură, că iată, luna asta 1000 de lei întorci pentru recuperarea miliardului. Nu. Noi în continuare o să plătim impozit, dar
statul, se vor multe, cu siguranță. Bun, statul nu o să aloce bani pentru reparația drumurilor, subvenții la agricultori, reparația clădirilor, proiecte de infrastructură, gazoducte, rețele electrice, deci noi tarifele deja o să le plătim cu 30% mai. Exact, da. Consecințe directe. Personal, foarte scurt, cu da sau nu. Personal, că asta era întrebarea de concluzie. Dacă aflând cu certitudine că există, FBI, dacă există o anchetă care se demarează sau există investigații, personal, ești mai satisfăcut de acest lucru? Ai o speranță că vom afla cine sunt? Eu sunt sigur că este această anchetă, dar ea va fi activată, această anchetă, și din alte țări vor fi activate atunci când în Moldova va fi o alternativă politică capabilă să mențină parcursul pro-european. Numai atunci va fi deturnat actualul regim. În caz contrar, nimeni nu o să facă nicio mișcare. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuții, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora expertizei, însă ne revedem și mâine seara, ca de obicei. Toate bune!